Salut, prieteni, și bine ați revenit la Banat Cooking Challenge. Suntem astăzi la un moment festiv, la zilele Reșiței, cu Ica Mihai, care își va încheia cariera de bucătar plimbăreț prin Banat, în locul în care a început, la Reșița. Salut, Uico! Sănătate! Mă bucur de revedere! Radule, îmi pare rău că te-am așteptat cu cigania goală. Păi am vrut să fiu primul. Parcă plânge. Dar în curând o să intre în ea 30 de kilograme de carne și vai nebrate din Dunkelsoße. O mâncare de inspirație germană din Banatul de Munte. Sunteți original ca întotdeauna. Absolut. Nu mai spun că va fi o delicatesă cu care chiar că îmi încheie cariera de bucătar itinerant. Și veți adică continua? O să continui stând pe vat acasă, o să produc în continuare faimoasele mele conserve. Am să scriu cărți de bucate, realizez în continuare emisiunea de la TVR3 și cea de la Radio Timișoara. De slavă Domnului, de lucru este. Povestiți-mi, vă rog, cum ați început la Reșița? Nostalgie și dragoste mare simt pentru momentele alea. Păi 90, imediat după Revoluție, la noi aici a apărut o piață de vechituri, Ocico, cu spun bănățenii. Și eu mergeam acolo cu grătarul, cu băuturi reci, aveam un restaurant aici în oraș și aveam trup, aveam muncitori. Era un mod de a ne și relaxa, duminicile avea loc asta. Și prin 94, primăria ce s-a gândit să organizeze o rugă bănățeană la oraș. Da. Și atunci mi-a venit mie în cap, zic, măi, aș face un sandwich, aveam un fast food într-o rulotă lungă de 6 metri. Zic, aș face un sandwich exact cât rulota mea, de 6 metri de lung și umplut cu... Eu discuția asta o purtam cu doi prieteni, Mario Balint și Cristian Buică. Da. La momentul respectiv, Mario Balint a și dat în adevărul o știre. Poetul și scriitorul Mihai Teoan din Reșița are de gând spartă un... Când am văzut a doua zi ziarul, nebunule, zic, păi n-am aranjat cine încoace o pâine de 6 metri, ce... zice, las că o rezolvă. Am găsit fosta fabrică de pâine de stat, directorul de atunci a fost entuziasmat, încântat de idee, a trebuit să desfacem cuptorul de pâine al fabricii, să demontăm gurile de intrare și de ieșire, ca să încapă planzele de 6,30 a avut până la urmă. Ați făcut un record. A fost record pentru vremea respectivă, bineînțeles. A urmat în 2009 un sandwich de 11 metri la TVR Timișoara în studio, iar ultimul, acum 4 ani la Arad, a avut 107 metri. Dar primul a fost, ce să spun, Radule, am avut o carieră atât de frumoasă, deci la fiecare eveniment când mergeam, colegii, noi, între noi ne numim Caravagii, colegii spuneau, anul ăsta cu ce invenție mai zic? Ce ai mai făcut? Ce? Eu sunt primul care a adus ceaunele și cazanele în târguri și în festivaluri, că toată lumea era cu grătare. Și când au apărut cinci care vindeau mititei, am spus că eu nu mai are rost să intru în concurență cu ei. Și am adus un ceaun și am făcut paprikașca la oraș. Și de aici a apărut cum conceptul să spun, de Uica Mihai. Absolut. Eu vă felicit pentru cariera minunată și pentru promovarea bucătăriei bănățenești. Vă urez o pensie nu ușoară, ci activă. Și în încheiere vreau să ne ziceți în două vorbe rețeta pe care vreți să o faceți astăzi. Nu o să-ți spun că rețeta e secretă. Deci semi-secretă. E secretă și nu o să mărturisesc că pun 30 de kilograme de carne, da, 3 litri tăiată cât de mărimea unei prune. Da. De asemenea, nu o să spun că o să folosesc 3 litri de vin și 1 litru de ulei, da, 2-3 linguri bârcuite de chimion, boabe de piper, dafin, cimbru, proaspăt cules din grădină, câteva spârcuri de ardei iute, iar totul va fierbe molco și înăbușit, iar la urmă sosul va fi îngroșat cu amidon de porumb. Până și pe ăla îl produc acasă, în gospodăria proprie. Iar mâncarea va fi pe principiu că stomacul deștept ține mintea sănătoasă. Și vreau să închei felicitându-te și pe tine pentru lucrul extraordinar pe care îl faci cu acel cooking show, aducând în prim plan tradițiile bănățene. Și noi vrem să promovăm mâncarea tradițională din Banat și locurile autentice și să inoculăm oamenilor gândirea că din
tradiție se poate merge mai departe. Putem să câștigăm din tradiție exploatându-ne aceste obiceiuri și atât obiceiuri culinare, cât și muzica noastră și locurile frumoase. Tot ce avem noi autentic. Gata, Radule, cigania mea plânge, mă duc să mă apuc să tai carnea. Sănătate, numai bine!